Dar imediat ce s-a terminat al doilea război mondial, ușor, ușor, o umbră de spiritualitate a cuprins întreaga Transilvanie și azi avem și acolo și monași și mănăstiri și tot ce trebuie. Mă întorc la Părintele Chint și pun punct pe următorul lucru. Deși a trecut de aproape 20 și ceva de ani la Dumnezeu, 25 de ani, El este viu în conștiința poporului. Și în ziua de astăzi, dacă vă duceți la Mănăstirea Putna, veți găsi lumânări proaspete la mormânt, flori proaspete la mormânt, iar în orice pomelnic nu va vedea cineva lipsind Părintele Iachint, Preasfințitul Gherasim, Episcopul Pimen, deci ei sunt trecuți pentru că poporul i-a cunoscut, a trăit cu ei și ei devin, pe de o parte, repere spirituale, dar devin părinți spirituale, adică devin embleme demne de urmat. Dar Părintele Iachint, nu fac eu prorocii, că nu-i treaba mea, bănuiesc că poate în 20 de ani, în 30 de ani, 50 de ani, dacă Dumnezeu ține pământul, să știți că acest mare om va sta într-o zi cu osemintele, rămășițele pământești, care Dumnezeu le va îngrădi și le va coace în pământ, vor sta în vreo raclă sfințită, pentru că el chiar merită pe deplin lucrul acesta. Adică a fost un om care a marcat veacul prin care a trecut și am încheiat ideea de Bucovina, exceptând și făcând amintire de Părintele Tudor, tot la fel de mare duhovnic, dar de o discreție mai fină, mai anonim, Părintele Chesare, un mare al duhovnic al Putnei, nu trecut în uitare, este în pomenicul creștinilor și în conștiința creștină, dar tot de un anonimat și de un comportament din ăsta așa, mai timid, mai discret, fără zgomot, și de Părintele Panvou, tot un duhovnic tânăr care a murit în preajma la 50 de ani, a făcut un schit numit Sihastru, la fel cunoscut în întreaga Bucovină, dar trecând mai repede prin viață, deci undeva prin anii 97 și dumnealui sau 96 s-a stins sau a plecat, sau dacă nu chiar mai devreme, și la fel a rămas în conștiința bucovinenilor. Întorcându-ne spre zona Neamț, aici lucrurile se ramifică. Necunoscut, dar am citit despre el și am fost interesat să citesc pentru că am stat în mănăstirea Sihăstria. Eu am intrat în mănăstire definitiv în 1988, pe vremea lui Ceaușescu, iar în 1985 am avut pentru prima dată contactul cu doi mari oameni aleși. Unul a fost Părintele Ioil. Acest Părinte Ioil a fost discipolul direct al Părintelui Ioanichie Moroi, de fapt întemeitorul spiritual al Sihăstriei, pentru că Sihăstria fusese construită de un anume episcop Gedeon de Roma la 1700 și ceva, ea fiind o veche Sihăstrie a Sfântului Atanasie cu câteva bordeie, ucenic și discipol al Sfântului Daniel Sihastru, pusnicuș, Părintele Moldovei, recunoscut din vremea lui Ștefan cel Mare ca fiind sfătuitorul care din totdeauna l-a îndemnat și l-a adus în postura să poată să învingă, explicându-i că dacă pământurile acestea cad, dispare și crucea, și mormintele, și strămoșii, și toate, pentru că păgânii nu iubesc lucrul acesta. Ștefan cel Mare a avut și marea dramă de a fi contemporan acelui 29 mai, 1453, când Mahomed al II-lea zis cuceritorul va reuși să străpungă cele 5 rânduri de ziduri ale Constantinopolului și să distrugă primul oraș creștin întemeiat de împăratul Constantin în preajma an, după 320, deci când a ajuns la domnit, 311-337 a domnit el, deci în perioada aceasta împăratul Constantin și-a dat seama că la Roma nu va putea rezista între senatori și vicleniile acele ale Imperiului Păgân Roman și a panteonului zeităților și el fiind cu înclinație spre creștinism și dând libertate creștinismului după semnele avute, a construit acest Constantinopol care a încreștinat toți Balcanii și aproape întreaga Europa. Deci când vorbim de Constantinopol, vorbim de inima creștină a Europei creștine. Deci am putea spune că un plămân al Europei creștine rămâne Atonul
și un plămân a fost Constantinopolul, prin faptul că această cetate măreață a avut rolul fundamental de încreștinare a întregii lumi. De aici a plecat, din Constantinopolul împăratului Constantin, a plecat creștinismul în toată lumea. Respectând și ideea celor 300 de ani de persecuție, când cei 12 apostoli, după cuvântul Mântuitorului, merg în toată lumea și învață creștinismul, întemeiază biserici, așează episcopi, pune slujitori și creștinismul ia amploare, așa cum citim în Faptele Apostolilor, și a vorbit Petru în prima zi. Și prin lucrarea Duhului Sfânt s-au convertit ca la 3.000 și a vorbit a doua zi și s-au convertit ca la 2.000, iar biserica creștea și se întărea cu Duhul, cu numărul, cu extinderea. Datorită apostolului Pavel avem și așezarea sau fuzionarea bisericii pe temeliile Imperiului Roman. Pavel, fiind roman de neam, cunoștea foarte bine legea romană, adică era, cum am vorbit noi astăzi, de un profesor de drept, oricare celebru dintre profesorii de drept, care știu să aplice legea în așa fel încât societatea să nu intre în contradicție cu legea statului. Ei, Pavel a știut să aplice această lege spirituală peste legea scrisă a cezarului și să le pună într-așa fel, să le echilibreze, să nu se lovească una în cealaltă. De aceea, când întâlnim azi câteodată, și aici fac doar mica paranteză și intrăm în continuare în duhovnicii nemțeni, când auzim pe câte un filozof, ca să nu îi spun om de cultură modernă, pentru că jignim, biserica să nu facă politică. Biserica nu poate face politică, nu își poate face partide, pentru că ea e un întreg și așa e corect. Dar biserica poate avea influență datorită faptului că influența bisericii trebuie să fie numai una, teologică, cristologică și scripturistică, pentru că nu poți să-i spui creștinului, da, votează un păgân să-ți dărâme biserica, votează un ateu ca să-ți dea foc locașului de cult sau să destabilizeze moral și etic societatea. Normal că biserica are o influență. N-ai voie să faci politică din aceasta denigrativă, murdară, în sensul că votează-l pe partidul cutare că îți dă bani la biserică sau votează-l pe partidul cutare că îți înlesnește nu știu ce acuratețe economice. Nu. Asta este inadmisibil. Și sinodul a stabilit lucrul acesta ca preoții să nu fie primari, să nu fie parlamentari, să nu fie, deși în timpul lui regimului trecut, noi l-am avut pe frednicul de pomenire, Patriarh Justinian, o altă personalitate marcantă care a avut un rol fundamental în ceea ce numim noi azi Biserica Liberă din România, gândindu-ne la trecutul Imperiului Rus, unde bisericile au fost și grajduri, și discoteci, și librării, și săli de operă, și depozite, și magazii, și demolate, și explodate, și dărâmate. Iar la noi, în România, datorită acestui om înțelept, numit Justinian Marina, comunismul s-a aplicat într-o modă de catifea, adică acest om a știut să echilibreze lucrurile de așa natură ca biserica să nu fie propriu-zis distrusă, și întotdeauna am făcut remarca aceasta, a sfidat ideologia ateie, el ca preot de mir, pentru că Patriarhul Justinian Marina n-a fost un erudit călugăr, el nu a intrat în mănăstire, despre pildă ca Patriarhul Teoctist la 17 ani și la 93 de ani, când a plecat în veșnicie, avea 70 de ani de mănăstire, alții n-au atâta de viață, avea 50 de ani de arhierie, alții nu trăiesc atâta în lume, sau avea 72 de ani de călugărie, când alții nu prind atâția ani de viață, iar el, fiind preot de mir și având experiența maselor și lucrând cu oamenii, în momentul când i-a murit soția și a intrat în rândul monahilor, la o vârstă, v-am spus, puțin mai înaintată, nu vorbim de tinerețe, lui a prins extraordinar de bine această experiență laică, și lucru s-a mai văzut și cu alți episcopi care veneau din celibatul laic în urma unor evenimente din astea nedorite familiale, cum a fost preasfințitul Ioachim Mare și episcopul Hușilor, care